Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit ca în această ediție a emisiunii medicale să vorbim despre importanța tehnologiei în domeniul sănătății. De fiecare dată când vorbim despre schimbările care au avut loc în viața noastră în ultimii ani, aducem în discuție conectarea permanentă la tehnologie și o vedem de multe ori ca pe un lucru rău. Azi vom descoperi aspecte mai puțin cunoscute și benefice ale tehnologiei aplicate în domeniul sănătății. Alături de mine se află doamna Lorena McNaughton, director al ICE Fest, adică Festivalul Interactiv Central și Est European, un eveniment care are loc în țara noastră anual și în care se aduce în prim plan tehnologia și ultimele noutăți din domeniu. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Mulțumesc frumos pentru invitație. Este o plăcere să vorbesc acasă despre inovație în sănătate. Doamnelor și domnilor, dacă aveți întrebări, ni le puteți trimite prin SMS la numărul 0751 400 300. Tot ce nu știți despre tehnologia informației, internet, aplicații mobile și rolul lor în sănătate, iată că este momentul să întrebați acum. În primul rând, să vorbim puțin despre ICE Fest, despre acest eveniment mare, împărțit pe mai multe domenii și care are o zi întreagă dedicată sănătății. Cum a apărut ideea aceasta de a face o întreagă zi despre sănătate? Ideea a luat naștere foarte simplu în urma unei conversații cu Dragoș Stanca, fondatorul ICE Fest, care este un tip extraordinar și foarte deschis și pasionat de inovație, tot ce înseamnă digital. Deci ICE Fest aduce, mă rog, ultimele tehnologii digitale și, practic, expune ultimele trenduri în tehnologia digitală. Astfel a fost oarecum fire să considere și alte domenii, cum ar fi sănătatea, care acum este inovația în sănătate, în domeniul digital explodează, practic. Și am avut anul acesta și realitate virtuală, deci nu doar sănătate, ca și premiere pentru conținut. Realitatea virtuală care poate fi folosită și în domeniul medical. Și în sănătate, vom vedea. Telespectatorii pot vedea puțin din site-ul ICE Health, adică pagina de sănătate a festivalului interactiv din centrul și estul Europei. Ce este de fapt sănătatea digitală? Sănătatea digitală e un domeniu în momentul de față foarte generos. Cum spunea un lider de opinie, John Nosta, este domeniul care unde se intersectează tehnologia și medicina, la care aș adăuga și societatea pe ansamblu. Când vorbim sănătate digitală, considerăm și aplicații de genul cardului de sănătate. Din păcate, în România nu este așa un mare succes. Chiar și dosarul pacientului, care am înțeles că va intra în vigoare. Lucrurile merg greu, dar de foarte mulți ani se vorbește despre acest dosar electronic, despre cardul de sănătate. Adică sunt sigură că la un moment dat vom fi și noi aliniați la țările dezvoltate ale lumii. Să sperăm. În domeniul inovației se spune că a fi prea devreme, a lansa inovație prea devreme este uneori similar cu a greși. România nu este nici prima în a implementa astfel de soluții și, din păcate, se pare că nu am învățat foarte multe din greșelile altor țări. Când te gândești la sănătate ca și la orice alt domeniu, partea digitală nu poate fi ignorată, deci este parte evolutivă din reforma sanitară. Pot să adaug câteva lucruri la final despre transformarea sănătății în general și ce potențial avem în România pentru asta, prin digital. Din ce în ce mai mulți oameni accesează diverse site-uri de internet pentru a se informa și presupun că e foarte evident că
Tehnologia ne aduce aproape informația. Dacă înainte trebuia să-ți cumpere o carte, un manual, un tratat de cardiologie ca să știi câteva lucruri despre hipertensiune arterială sau dacă existau câteva reviste specializate în domeniul medical, acum oricine poate să acceseze site-uri în limba română și găsește informație mai corectă, mai puțin corectă. Deci acest acces la informație este evident. Transformativ. Dar haideți să vedem dacă mai există și alte beneficii pe care le putem avea noi în urma dezvoltării tehnologice. Da, și doar am să adăug un pic ca să nu rămânem cu ideea că sănătatea digitală înseamnă doar card de sănătate sau dosarul pacientului. Este foarte multă, foarte multă inovație. Vorbim de sănătate digitală când vorbim de dispozitive de monitorizare, când vorbim de app-uri, aplicații pentru telefoane mobile. Sănătatea digitală este și partea de social media, de comunicare prin forumuri și alte modalități, acces la informație, nanotehnologie, chiar secvențializarea întreagă a întregului genom. Este un spațiu extrem, extrem de larg, cu foarte, foarte multe inovații. Și revenind la întrebarea ta, în afară de accesul la informație, care în sine este transformativ, la cum ne raportăm atât față de sănătatea noastră, cât și față de sistemul de sănătate, avem, desigur, și multe alte aplicații care iată o transformare pe care o aduce sănătatea digitală, aceste dispozitive dau posibilitatea oamenilor să se cunoască, să-și cunoască starea de sănătate și să facă ceva să o îmbunătățească. Nu sunt adresate doar persoanelor care au afecțiuni. De asemenea, dau posibilitatea de ajutorare, practic. Sunt un studiu american făcut de Pew Research a arătat că 60% din căutările de informații medicale online sunt făcute de persoane care au grijă de alte persoane. Deci pentru părinți, dar și pentru cei care au grijă de îngrijitori aparținători. Prin urmare, înțeleg că tehnologia, aceste aplicații ușurează cumva viața pacientului, persoanei care suferă de o anumită boală, ușurează viața familiei sau a celor care îl îngrijesc pe pacient. Da. Iar dacă nu suferim de nicio boală, ne ajută să ne menținem o bună stare de sănătate. Există exemple, ne puteți da niște exemple de persoane care sunt cunoscute ca fiind inițiatorii unor astfel de aplicații sau care au folosit tehnologia informației într-un scop mai inedit, mai puțin obișnuit? Cu siguranță. Faptul că avem acces la atâta tehnologie și informație. Vedem foarte multă inovație care vine pe canale mai puțin tradiționale când este vorba de sănătate. Avem foarte multă foarte multă inovație care vine dinspre pacient în momentul de față. Și am putea să dăm un exemplu. Michael Sears este un pacient care a suferit un transplant de colon. A trecut prin două cancere diferite. În perioada când, înainte să facă transplant de colon, a avut stomă. Și trăind cu stoma, a realizat că lucrurile sunt foarte, foarte greu de gestionat, atât pentru pacient, cât și pentru personalul medical. Avem și site-ul, primul exemplu de pacient implicat în managementul propriei boli și am văzut acolo că, într-adevăr, pacienții care au această afecțiune. Ei au afecțiune a colonului sau a stomacului, a tractului digestiv sau a sistemului excretor, urinar. Și atunci, pentru a elimina materiile fecale sau urina, este necesară realizarea unei legături între organul afectat și exterior prin piele și apar tot felul de probleme. Absolut. De la o imunitate mai scăzută, la infecții și o calitate a vieții
per ansamblu mai scăzută, o imagine de sine afectată. De sine mai scăzută, da. Ce face, ce a încercat Michael să realizeze? A încercat să ușureze viața acestor pacienți, dar și a personalului medical. Spre exemplu, în cazul afecțiunilor de colon sau de atunci trebuie și măsurată cantitatea pe care o elimini. Este foarte important pentru personalul medical să cunoască această informație, să știe cum ajustează tratamentul. Și atunci dispozitivul său și măsoară ce se elimină, dar te și atenționează pe tine sau pe aparținător sau pe îngrijitorul medical când este nevoie, mă rog, să se producă o schimbare, se golească sau... Deci se evită accidente, se evită infecții la locul de atașare, da. Și în plus se pot, pe baza acestor date generate și digitalizate, se pot forma și tratamente mai bune, se poate și cerceta mai bine acest fenomen. Ei au pentru acum integrează. Altfel, pacientul era văzut de medic doar în momentul în care el se prezenta la consultație, da. Iar în restul timpului putea să-și autoevalueze starea de sănătate fără niște parametri exacti, fără exact, să existe măsurători, da. Sau o opinie obiectivă, să zic așa. Aceste absolut. Aplicații înlocuiesc practic opinia obiectivă a medicului. Nu îl înlocuiesc, îl ajută pe medic, îl ajută și pe pacient, îl ajută și pe medic să decidă care e cursul tratamentului și ce îngrijiri necesit. Ca și pacient, dar evită complicații, deci îl ajută pe doctor în sensul acesta, crește rata de succes, îl ajută pe pacient pentru că îi oferă un pic mai multă independență și autonomie și nu trebuie să facă anumite lucruri care sunt destul de neplăcute până la urmă. Și aș mai da un exemplu mai poate un pic mai ușor de relaționat. Este vorba de un exemplu din diabet. Dana Louise este o tânără care suferă de diabet și practic a ajuns să se gândească la o soluție pentru că era pur și simplu frică să nu moară în somn. Acest lucru se poate întâmpla în cazul pacienților de diabet. Ea împreună cu actualul său soț, pe atunci nu erau căsătoriți, au dezvoltat practic... Au creat un dispozitiv, un pancreas artificial și nu numai că l-au creat și nu numai că îl folosește ea, dar l-au și pus pe internet, da, iată pe Dana. Avem o fotografie cu cei doi și mai târziu vom vedea puțin și site-ul lor. Pentru că înțeleg că au pus-o la dispoziția tuturor. Da. Așadar, oricine poate să-și construiască acasă și acest dispozitiv. Absolut. Este un exemplu ca și cel cu Michael. Industria dispozitivelor medicale este o industrie care se mișcă lent, care se mișcă și în urma unor analize cost-beneficiu. Iată, avem soluții care vin de la pacienți, pentru pacienți. Și ei trebuie să fie inventivi și să se descurce rapid, absolut. Fiindcă boala nu stă să aștepte. Și pentru că, da. Avem și un exemplu din România, pe care l-am văzut la ICE Fest și am și eu pliantul lor. Este vorba despre un centru de recuperare interactivă. Sper să reușim să facem și o emisiune cu ei. Despre ce este vorba? Ce aduce nou acest centru? În momentul de față, Mira Rehab sunt prezente atât în România cât și în Anglia, unde desfășoară foarte multă cercetare și în România și în Anglia. Cosmin Mihaiu, practic, ideea de la care s-a pornit a fost că fizioterapia este plictisitoare pentru pacient și tehnologia poate să ajute în acest sens. Practic, se folosesc de jocuri și de... cred că este Microsoft, dispozitivul Microsoft, PlayStation. Și dezvoltă jocuri prin care, de fapt, se ating niște obiective terapeutice. Deci copilul jucându-se se implică... Și adultul. Și adultul se implică cu tot corpul. Practic, recuperarea se face... Se face în funcție de afecțiune și decizia terapeutică, ce anume exerciții trebuie făcute. Decizia rămâne a terapeutului, practic. Ce jocuri sunt selectate în funcție de problemă.
Și asta, există o parte back-end, partea din spate a aplicației, unde terapeutul poate să seteze tot ce are nevoie, practic, pentru pacient. Așadar... Și au rezultate extraordinare. Pe site-ul lor găsiți foarte multe studii. Au foarte multe studii atât în România cât și în Anglia. Și apropo de asta, au și studii, și în Anglia desfășoară foarte multe studii pentru îmbunătățirile pe care aceste jocuri le pot aduce și celor de vârstă mai înaintată. Și practic cred pentru că a evita căzăturile de la o vârstă încolo, în cazul bătrânilor. Aceste exerciții sunt plăcute. Au un site foarte ușor de reținut. unzâmbet.com. Aceasta este fundația. Este fundația, da. Și acolo puteți afla mai multe informații. Așadar, inovația nu vine doar de la cercetători, ci de la pacienții înșiși, care devin în felul acesta cercetători și absolut, experți în domeniul lor. Haideți să vedem, spuneați despre Dana Luiz că descoperirea ei a ajutat-o, dar a făcut un pas către ceilalți. A pus la dispoziția celorlalți ceea ce a descoperit și prin intermediul tehnologiei informației și a internetului putem să-i ajutăm pe ceilalți sau să găsim noi suport pe problema pe care o avem. Nu numai atât, dar dacă o urmăriți pe social media, veți observa că oamenii contribuie foarte mult, au idei, alte idei, îmbunătățesc acest dispozitiv. Deci este un fel de efort colectiv. Da, pot vedea dispozitivul și site-ul și pentru cei care sunteți interesați, vom publica toate aceste link-uri și site-uri pe pagina emisiunii Starea de Bine pe Facebook și puteți studia problema, bineînțeles, dacă știți limba engleză, dacă nu, cred că puteți folosi traducerea. Așadar, fiecare contribuie cu ce știe și cu ce descoperă nou la dezvoltarea acestui produs. Ce face, de fapt, această pompă de insulină? Sau? Da, practic, urmărește și setează automat, adică injectează automat insulină. În momentul în care intri într-o comă diabetică, de exemplu, este o experiență extrem terifiantă pentru un pacient, deși e conștient, nu poate să ceară ajutor sau să facă ceva. Și acest pancreas artificial nu te lasă să ajungi acolo, practic. Așa, ca observație tehnică, văd că pe site-ul Danei Luiz este integrat Twitter-ul și sunt foarte absolut multe conversații care sunt puse acolo, pentru că, de fapt, nu e important doar articolul, ci la fel de importante sunt și opiniile, experiențele și adăugirile pe care le aduc cei care citesc și comentează la articolul respectiv. Și, cum spuneam, această parte socială a inovației în perioada în care trăim, un alt exemplu foarte relevant este, pe care nu-l avem disponibil, dar pe care o să-l menționez totuși, Scanadu. Este o firmă care a încercat să dezvolte și a reușit într-o bună măsură tricorderul, dispozitivul mitic din Star Trek. Da? Da, eu când am citit prima dată am crezut că nu citesc corect. Nu era un corect dispozitiv cu care se putea scana întregul organism, adică era bineînțeles o poveste științifică fantastică și citind pe internet văd că acum oamenii de știință sunt aproape de a aduce realitate. Sunt foarte aproape. Cum a pornit Walter de Bruver, cum și-a pornit compania, a făcut o campanie de crowdsourcing, da? O campanie în care a încercat să strângă fonduri online și a fost cea mai de succes campanie de strângere de fonduri online, cred că au dacă nu-i greșit și mi-aduc aminte, peste $1.600.000 au strâns din ce au donat oamenii, practic, pentru acest device în 2010 sau 2011. Deci există un interes foarte mare și oamenii pot să recunoască
nevoia pentru inovație digitală. Și aștept cu interes un alt dispozitiv din filmele științifico-fantastice, un dispozitiv așa de dimensiunea unui pix cu care îți dă peste mână și peste rană și rana se vindecă. Da, sigur, avem și cercetarea acum de piele digitală, deci inovația este absolut fantastică în momentul ăsta. Trecem la al cincilea exemplu. Avem foarte multe exemple în emisiunea de azi. Este vorba despre o tânără cu fibroză chistică. O formă rară. Să menționăm că această afecțiune nu se vindecă și speranța de viață este destul de scăzută. Da, și în cazul lui Emily, Emily Kramer-Kolinkoff este numele ei, în cazul lui Emily este o mutație mai rară, unde nu s-a făcut niciun fel de progres ca și terapie. Și atunci Emily are 30% rămasă, din capacitatea pulmonară rămasă, pentru ea practic este o cursă pentru viață ce face. Emily este un exemplu foarte, foarte relevant. Până acum, cumva ne gândeam că doar asociațiile de pacienți pot să influențeze, pot să schimbe ceva. Iată că și pacienți individuali pot să urnească lucrurile. Ce a făcut ea, de fapt, pe acest site? Acesta este site-ul Emily's Entourage. Practic a făcut o fundație, a strâns și a în jur de $1,5 million și a lansat de curând o rețea de cercetare în cazul acestei mutații rare în cazul fibrozei cistice. Este un exemplu în care disperarea a fost depășită. Da, sublimată. Absolut. Și din nefericirea, suferința proprie, au urcat și realizează ceva atât pentru ei înșiși, cât și pentru ceilalți. Le urăm foarte mult succes. În orice caz, până aici, succesul este impresionant. Așadar, pacienții se implică și în cercetare. Da. Și este un lucru foarte bine recunoscut. Chiar recent a fost un articol pe Nature, revista Nature, în care se spunea că, de fapt, unul din motoarele medicinei de precizie rămâne pacientul în momentul de față. Avem și noi acest articol pe internet, telespectatorii îl vor putea vedea și chiar o broșură care se numește Puterea în mâna pacienților. Și aș face aici, în timp ce privim articolul și broșura, să discutăm puțin despre ce se întâmplă de fapt în România, înțeleg, de la pacienți, că se confruntă cu o reticență chiar din partea medicilor, care nu doresc să lase puterea în mâna pacientului, care sunt puțin sceptici când vine un pacient și spune: eu m-am informat de pe internet sau m-am informat din cărțile de specialitate. În străinătate și-au schimbat medicii atitudinea față de pacienți? Nu cred că putem să generalizăm, nu cred că și-au schimbat și nici nu știu dacă ar trebui să-și schimbe în totalitate. Însă, cu siguranță există un trend și din partea, chiar din partea reglementatorilor, practica a celor care reglementează domeniul sănătății, de a acorda mai mult spațiu și de a lăsa pacienții să ajute și să decide din ce în ce mai mult. În Anglia, de exemplu, și la noi se vorbește și avem consimțământul, există procedura aceea, consimțământul pacientului. În Anglia se vorbește acum de consimțământul continuu al pacientului. În momentul în care există orice schimbare în terapie și așa mai departe, pacientul să poată să reconsimtă practic. Nu cred și nu cred că tehnologia va înlocui vreodată medicul. Michael Sears, despre care am vorbit mai devreme și care este un mare susținător al vocii pacientului, el are și un blog personal care se numește Being a Patient Isn't Easy, sau în românește A fi pacient nu este ușor. Chiar el spune că uneori în viața unui pacient nu există substitut pentru nevoia ca doctorul să aibă grijă de tine. Deci, într-un final, cumva va exista întotdeauna o oarecare tensiune între relația medic-pacient, dar cred că e important ca fiecare să înțeleagă și să respecte poziția celuilalt. Cred că aici poate ar trebui să lucrăm un pic mai mult în România. Și cred că e important
conștientizarea rolului pacientului între consultații. Dacă pacientul merge conștiincios la medic și își ia rețeta, pleacă cu rețeta, da? Dar ajunge acasă, nu-și ia medicamentele la timp, nu mănâncă corect sau mănâncă alimentele care îi fac rău, sare, consumă alcool, fumează, toate lucrurile acestea sunt cumva în detrimentul lui. Degeaba merge la medic dacă nu-și schimbă stilul de viață și probabil că avea o astfel de aplicație te face mai responsabil, îți amintește permanent care este rolul tău și datoria ta față de propriul corp și față de propria sănătate. Absolut, există rolul acesta de autoeducare, practic, prin a folosi anumite aplicații. Există aplicații care pur și simplu îți aduc aminte când să-ți iei medicația. Există tot fel de soluții tehnologice, practic. Dar cred că, revenind un pic la relația medic-pacient și la rolul socialului, părții sociale a digitalului, vorbeam cu directoarea de comunitate de la Mayo Clinic, care spunea că în experiența ei, care este de 10 ani deja în comunitățile de pacienți, a înțeles un lucru foarte important și este valabil. L-a înțeles din 2006 și este încă valabil. Pentru ca pacientul să se țină de un tratament sau să schimbe un stil de viață, trebuie comunicat foarte bine cu pacientul și trebuie să existe posibilitatea de a-i răspunde la întrebări. Exact asta fac foarte mulți pacienți. În comunitățile online găsesc răspunsuri la întrebări pe care poate nu ar îndrăzni să le adreseze doctorului, la care poate doctorul nu se gândește, la care poate doctorul nu are timp să răspundă? Cred că este mai eficient ca un medic să răspundă pe un forum mai multor pacienți decât să spună același lucru fiecărui pacient. Și aici ușurează cumva tehnologia relația cu pacientul. Prin faptul că conectându-se la aceeași aplicație, primesc toți răspunsurile pe care le doresc. Și de multe ori citind răspunsurile la întrebările altora, găsesc răspunsuri la întrebări pe care nu le-au formulat încă, da. E adevărat. Avem al șaptelea exemplu, oameni care trăiesc cu durerea. Brit Johnson, cine este? Și am văzut că în blogul ei oferă cumva strategii de coping pentru pacienții cu dureri cronice. Da. Brit este suferă de artrită de la o vârstă fragedă. Mama ei chiar are undeva povestea ei până a fost diagnosticată și, mă rog, toată lupta aceasta pe care a avut-o ca părinte în cazul lui Brit. Brit a realizat că experiența ei are o valoare nu doar pentru ea, ci și pentru ceilalți. Aici avem o imagine foarte cu recentă, Brit, care are un leucoplast pe gură. Ce simbolizează? Ce vrea să spună prin asta? La conferința la care am participat împreună la Stanford Medicine X, a fost o dezbatere pe tema opioidelor în gestionarea durerii cronice. Și Brit a fost singura pacientă prezentă pe scenă și nu i s-a dat cuvântul până, mă rog, foarte, foarte, foarte puțin timp i s-a acordat, până la un moment dat chiar cineva din audit, din public s-a ridicat și a spus totuși, avem un singur pacient, ar fi bine să-i ascultăm opinia. Și a fost unul dintre cele mai mediatizate sau și pe social media. A fost un moment care a fost foarte, foarte mult discutat ulterior. Iată, vocea pacientului totuși contează și aici. Următorul exemplu pe care tot de la dumneavoastră l-am descoperit m-a impresionat povestea de viață acestei mame. Fiecare dintre copiii ei are o altă afecțiune, Jody. Fiecare copil are o boală autoimună sau o boală cronică, iar mama însă și are o boală reumatismală și trebuie să gestioneze toate aceste probleme, deci este o viață grea. Este o viață... Te întrebi când mai are timp să fie optimistă și să împartă și cu alții acest optimism. Este...
Participând la multe conferințe și având oportunitatea să întâlnesc foarte mulți oameni care se află în situații care cu greu te poți pune în locul lor, practic. Cred că există un punct unde, cum spuneam și în cazul lui Emily, se trece peste disperare și se ajunge într-un punct până la urmă de generalitate și își descoperă resurse greu de imaginat, probabil că nu știau că le au. Avem și un exemplu de la noi din țară. Probabil că ați cunoscut-o pe Crista Lurți la întâlnirea Congresul Pacienților cu Boli Autoimune. Telespectatorii vor vedea și blogul xstar.org. Este o pacientă care are un cumul de probleme autoimune, de boli autoimune, și cu toate acestea este o sursă de inspirație și de voie bună pentru cei din jur, și asta s-a dovedit chiar în cadrul emisiunii, când am invitat-o imediat după congres, a cântat la chitară și am avut foarte multe mesaje de la pacienți. Am văzut că există această comunitate a pacienților din România. Cei care nu fac parte din ea cred că pierd extrem de multe lucruri importante. Exact. Și Rosalina Lepădatu, în asociația sa de boli autoimune, această asociație chiar este foarte activă și cred că mulți pacienți cel puțin ar avea acces la mai multe informații și s-ar altura celor. Și pentru cei care ne urmăresc, dacă suferă de o anumită boală, cum ar putea să găsească comunitatea de pacienți care suferă de aceeași boală? Cu siguranță că pentru aproape toate bolile se găsesc pacienți sau asociații non-profit. Excluzând să o căutare pe Google. Da, pentru că mulți nu au internet, da. Da. Fără internet este foarte, foarte greu, mai ales în afecțiuni mai rare. Medicii ar trebui să știe lucrul acesta? Asta nu aș putea să spun eu ce ar trebui să știe medicii. Cred că medicii ar trebui să știe foarte bine să-și facă medicină, practic. Nu cred că e neapărat o chestie pe care medicii trebuie să o cunoască. Cred că este un plus din partea unui medic, dacă, mă rog, are cunoștință și poate să dea un sfat pacientului, mă rog, să-l orienteze către astfel de comunități, pentru beneficiile, cum spuneam, beneficiile sunt chiar pentru tratament, adică el devine un pic mai compliant, are unde să pună întrebări pe care poate nu are timp să le pună medicului. Deci cred că ar fi un plus pentru relația medic-pacient, dar nu aș putea să fac o astfel de afirmație. Acum, pentru că nu există persoană care să n-aibă un vecin, un nepot, un fiu sau o fiică pricepuți la calculator, cred că nu este imposibil să găsești pe internet, și am observat că multe persoane trecute chiar de 70 de ani învață să caute pe Google, ceea ce este extraordinar. Vom vorbi spre finalul emisiunii care este rolul internetului la vârsta a treia și a patra. Să vorbim puțin despre profilaxie, despre aplicații care ne ajută să ne menținem starea de sănătate în cazul în care încă nu avem nicio boală. E interesant de știut dacă avem vreo predispoziție către o afecțiune sau alta. Știu că există chestionare online pe site-uri, există și aplicații mobile care evaluează riscul? Există una de care, mă rog, cu care eu sunt destul de familiară, pentru că este dezvoltată de o companie care, mă rog, a făcut parte și din cercetarea mea, dintr-un studiu pe care eu îl desfășor. Este vorba de Quelf. Chestionarele lor sunt și validate academic. Aceasta este una pe care pot să, mă rog, la care pot să fac o referire, pe care o cunosc mai bine. Altfel, la sfârșitul anului 2015 s-a estimat că sunt peste 160.000 de aplicații legate de sănătate, și sunt convinsă că sunt și alte aplicații, dar aceasta este validată academic, din ce înțeleg, ca și chestionare și ca... Care ar fi... și modalitatea de calculare a riscului. Vorbim despre autodiagnostic.
este în puterea pacientului să se autodiagnosticheze sau ce înseamnă, de fapt, autodiagnosticul? Autodiagnostic se referă mai degrabă la capacitatea unui dispozitiv sau o aplicație care poate să calculeze o probabilitate, mă rog, să dea un diagnostic probabilistic, dar nu nici... Cred că toată lumea ar trebui să vorbească cu un doctor când este vorba de un diagnostic, dar există aplicații care au un rol combinat de diagnosticare și de prevenție și de beneficiile lor. Avem un exemplu chiar născut în România, Skin Vision. Tehnologia, mă rog, și algoritmilor de calcul au fost validați în proporție de 90%, ceea ce este un procentaj foarte, de foarte mare încredere. Ce înseamnă skin vision? Skin vision, o privire asupra pielii. Asupra pielii. Este singura aplicație certificată la nivel european pentru identificarea cancerului de piele, practic. Și practic, oricine poate să o instaleze și oricine poate să... Da, dacă se fotografiază o aliniță sau o zonă de tegument care îi se pare pacientului că s-a modificat. Este... Și este analizată în sensul că în aplicație există o bază de date de imagini și se... Și niște algoritmi, nu doar o bază de date de imagini. Sunt niște algoritmi dezvoltați care se uită în anumite locuri și care pot să spună dacă acea zonă reprezintă o problemă sau nu. Asta nu exclude vizita la medicul de familie sau la dermatolog. Dar vorbim de multe ori, poate și de acces și evoluția, de exemplu, a unor alunițe poate fi mai ușor de urmărit așa, decât să te duci din, nu știu, cât, foarte des la dermatolog. Ideal ar fi ca această aplicație să, în cazul în care există suspiciuni, să poată fi conectată și la un medic, care adică medicul poate să și vadă evoluția. Medicul poate vedea contul pacientului sau... În teorie, da, acest lucru este posibil, nu știu dacă este implementat în România. Astfel încât să fie o consultație la distanță. Telemedicină, practic, da, sau pentru monitorizare la distanță. Sunt zone în care există internet de foarte mare viteză, dar nu există medic dermatolog. Sunt, din păcate, în România. Da. Bun, pentru managementul bolii, spuneați că, de exemplu, această aplicație poate fi folosită și pentru a vedea care e evoluția în timp, da, a leziunii respective de pe piele. Da, au niște algoritmi și de clasificare și este o aplicație foarte, foarte bine pusă la punct. În cazul... Este una din cele două practici certificate la nivel european. Și este făcută de cineva din România? Da, da. Au prezentat și la IC Health. Acesta Mircea Popa, probabil vă stă la dispoziție. Nu am văzut niciun link pe Facebook, mândru că sunt român, lângă această aplicație. Pentru că este un lucru bun făcut totuși de cineva. Este un lucru extraordinar, da. Este una din cele două aplicații certificate la nivel european, din informații pe care le aveam eu la mijlocul acestui an. Dacă mai fost altă aplicație între timp certificată, e posibil. Și cea de-a doua care este? Ceva catena, cred că ceva pentru vedere. Bun, deci pentru managementul unor boli cronice, cum ar fi, de exemplu, diabetul. Diabetul există. Aici, da, există foarte multe aplicații. Diabetul fiind una din bolile cronice care și cheltuiesc foarte mult din bugetul unui sistem sanitar, de aceea, mă rog, diabetului se acordă foarte multă atenție și avem și multe aplicații. Însă aceasta, din punctul meu de vedere, mă rog, mie e un pic dragă pentru că este dezvoltată chiar de o persoană care are diabet, iată, altă inovație venită din partea pacientului și este foarte cuprinzătoare în sensul că dă posibilitate și părinților să gestioneze de la distanță evoluția unui copil cu diabet, are și o parte de educație. Are și o parte de autoevaluare, cât de multe știi despre afecțiune și o parte de educație, de coaching, cum te ajută să gestionezi un pic mai bine afecțiunea pe care ai. Să mai vedem și o aplicație pentru epilepsie, da, și apoi să trecem puțin, da, mai repede peste aceste aplicații, da, de, da, prevenție, pentru că ne apropiem, se duc minutele așa foarte repede, avem extrem de multe de discutat. Din nou, epilepsia este o afecțiune, da,
care apare în copilărie și mulți părinți au întrebări. Boala este complexă și cred că existența unor astfel de site-uri și aplicații îi ajută. Acesta este un exemplu de dispozitiv și de aplicație. Empatica are un dispozitiv care poate să monitorizeze și poate să identifice prezența unei crize epileptice. Persoanele, mă rog, diagnosticate cu epilepsie, diagnostica se poate pune la orice vârstă, deci inclusiv la copii, ceea ce pentru părinți este una din afecțiunile care creează anxietate foarte mare în rândul părinților. Și prin aplicație, mă rog, se transmite informația de la dispozitiv către aplicație, părintele poate fi alertat. Și atunci, da, pot dormi liniștiți, practic, că undeva ei vor fi alertați în cazul unei crize. În cazul copilului. Dar și pentru adulți este important. Pentru că și un adult are nevoie de sprijin în cazul unei crize. În domeniul reabilitării am vorbit despre Mira, despre reabilitarea în fizioterapie și le reamintesc telespectatorilor și ascultătorilor că am avut aici o emisiune cu domnul dr. Ștefan Busnatu și că există pe site-ul domnului doctor soluții de telemedicină pentru afecțiuni cardiace. Și iarăși cardiologia este un domeniu care beneficiază de multă atenție din partea inovației digitale. Sunt poate un pic mai multe și cercetări clinice pe partea asta și soluții dezvoltate la nivel de serviciu din partea furnizorilor de servicii medicale, dar și mai multe dispozitive. Avem și LifeCore, avem multe dispozitive pe partea cardiacă și chiar și unele dispozitive de fitness sau de wellness pot să monitorizeze destul de bine în momentul ăsta activitatea cardiacă. Iar aseară a fost alături de noi domnul dr. Mihai Bran și am vorbit foarte pe scurt despre site-urile care oferă informații despre depresie, am vorbit mai mult despre schizofrenie și despre o rețea de psihoterapeuți care pot oferi consiliere și psihoterapie online. Iată că există și la noi în țară, în limba română, accesibile românilor astfel de inițiative. Aș adăuga și platforma de logopedie pe care am menționat-o chiar înaintea emisiunii. Da, există și o platformă de logopedie. Mă bucur că menționați foarte multe nume, foarte mulți prieteni ai ICE Health, pentru că am fost și eu la eveniment și am văzut câte lucruri extraordinare se fac și am vrut să le aducem și la Speranța TV, pentru că sunt multe persoane conectate la internet cu care comunicăm pe Facebook și care sunt alături de noi și ne urmăresc online. De ce nu ar accesa și aceste aplicații sau site-uri care le pot îmbunătăți viața? Să vorbim acum în ultimele 5 minute despre folosirea tehnologiei digitale la vârsta a treia, pentru că mulți telespectatori și mai ales radioascultători se află la vârsta a treia și am descoperit că mulți învață să folosească internetul, Facebook-ul, ascultă Radio Vocea Speranței online. Există exemple de pacienți care, având o vârstă înaintată, nu doar s-au conectat online, dar chiar au adus inovație? Există un caz foarte special, Dave de Broncard, care a fost diagnosticat cu cancer la o vârstă înaintată, cu o formă destul de gravă și s-a conectat online, a găsit comunități de pacienți, de acolo a aflat de un potențial tratament, de acolo a ajuns la un anumit doctor, acum este foarte sănătos. Înțeleg că aceste informații au salvat viața. Absolut. Și nu numai atât, dar l-au determinat să devină un susținător, o voce pentru pacienți. Și este unul din fondatorii Societății de Medicină Participativă. Este o legendă, practic. Îl vedem aici la unul din primele sale talk-uri, speech-uri la TED. Deci este un vorbitor care pledează pentru drepturile și accesul la accesul date. La tratament. Și pentru a
schimbarea de mentalitate în cadrul sistemului sanitar. Unul din sunt două chestii celebre pe care le-a spus Dave. Una este pacientul nu este un cuvânt, nu este un, ceva la persoana a treia, deci când vorbești despre pacient, este o persoană reală. Și a mai cerut let patients help, lăsați pacienții să ajute sistemul sanitar. Și să se ajute între ei. Da. Există această reticență cu privire la capacitatea unei persoane în vârstă să învețe să folosească tehnologia. Pentru un copil de 3 ani îi pare foarte simplu, îi dai telefonul și se descurcă. O persoană care a trăit în altă vreme, în alte condiții, se sperie, poate se blochează, nu știe ce să facă cu telefonul. Există și astfel de device-uri, de telefoane mai simple, mai ușor de accesat de persoanele aflate la vârsta a treia? Personal, nu cunosc telefoane care sunt special proiectate pentru persoane în vârstă, dar ele devin din ce în ce mai intuitive, foarte, foarte ușor de folosit, poți să customizezi foarte multe lucruri, poți să faci scrisul mare, de exemplu, dacă vrei să citești ceva cu ușurință. Nu există, cred că e la fel de ușor pentru oricine să folosească telefoanele mobile, telefoanele smart în zilele noastre și ar trebui să încerce cel puțin. Pentru că sunt multe beneficii. O fereastră către lume, da. O altă problemă este existența multor informații în limba engleză. Ce ar putea să facă dacă nu știu engleza și ar vrea să citească un articol, fiindcă din poza sugestivă de lângă titlu își dau seama că ar fi... Da, n-aș vrea să sugerez soluții cum ar fi Google Translate, mai ales pentru informații medicale. Nu faceți asta. Cred că atunci ajutorul cuiva este cel mai indicat. Și accesarea unor site-uri serioase în limba română, pentru că de-a lungul timpului și în emisiunile în care au venit pacienți, au fost amintite site-uri serioase, site-uri care aparțin unor societăți medicale. Dau exemplu site-ul Fundației Românea Inimii, de exemplu. Este un site unde găsești informații din domeniul cardiologiei pe înțelesul oricui. Și pentru a da un exemplu, română. Da, din partea de social media, eu urmăresc destul de aproape grupul Noi și Diabetul de pe Facebook. Sunt informații extraordinare pe care și le oferă unii altora despre ce înseamnă să-ți faci dosarul pentru a obține un dispozitiv, despre ce să faci la 12 noapte dacă are copilul tău hipoglicemie. Adică și partea asta de comunitate ajută foarte mult. Suntem la finalul emisiunii, din păcate, timpul a trecut foarte repede. Mulțumim pentru aceste informații noi și utile și vă așteptăm și cu altă ocazie când mai veniți în Mulțumesc țară. Mulțumesc foarte mult! Sperăm să ne revedem și la următoarea ediție IC Fest, IC Health în special, da. Pentru că iată, sunt mulți români implicați în sănătatea digitală care au și ceva de spus inovație. Și ceva de făcut pentru oameni. Da, și vă mulțumesc. Doresc succes în activitatea dumneavoastră. Știu că vă faceți și un doctorat în domeniu. Da. Și așteptăm noi informații la emisiunea medicală de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Lorena McNaughton, director al Festivalului Interactiv din centrul și estul Europei. Am vorbit despre tehnologia informației, despre sănătatea în era digitală. Sperăm că aceste informații sunt de folos și dacă doriți să vedeți site-urile despre care am vorbit, vă reamintesc că le vom publica în zilele următoare pe pagina de Facebook Starea de Bine. Sunt Loredana Dumitrașcu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!